Bună ziua tuturor și bun găsit la canalul meu de YouTube, Oracle Scope by Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi este sâmbătă, 30 martie 2019. Vom efectua și astăzi citirea noastră zilnică generală, valabilă pentru toate cele 12 zodii, cuprinde toate aspectele vieții și ne vom folosi de două seturi de cărți de oracol. Primul este citirea cărților de cristal, este un oracol de vindecare, iar cel de-al doilea este de asemenea set de cărți de oracol, amintiri sau mici reamintiri de la Univers, legea atracției. Iar pe măsură ce vom amesteca aceste cărți ale cristalelor, vom pune întrebarea: care este cristalul care mă va asista astăzi în vindecarea mea personală, mentală, emoțională, spirituală sau fizică? De asemenea, o carte din setul nou de cărți de oracol, legea atracției, mici reamintiri de la Univers, de la legea atracției, care ne reamintesc, uneori uităm să fim mai pozitivi sau să avem încredere sau curaj sau să vedem ce ne rezervă cartea pentru ziua de astăzi din partea acestui set. Și de asemenea vom mai extrage și o pietricică din săculețul cu pietricelele norocului, să vedem ce ne rezervă. Acesta înseamnă curaj. Deci, din partea pietricelei avem curaj sau ne spune să avem curaj. Câteodată nu ne găsim curajul interior. Ok, haideți să începem. Deci, cartea cristalului este Prenite, care vine cu mesajul încredere. Haideți să vedem mai multe amănunte despre Prenite. Acest cristal Prenite, după cum se vede și în imagine, are culoarea verde, opacă și cu nuanțe de verde mai închis, verde mai deschis și alb. Chakra corespunzătoare este chakra inimii și vine cu mesajul încredere. Proprietățile medicinale ale acestui cristal este o gentilă și o foarte moale piatră cu o energie foarte gentilă și moale, care a cărei culori verde deschis, pal, acel verde pal, vindecă și îți permite să te deschizi și să te vindeci adânc pe mai multe niveluri. Vibrațiile vindecătoare ale culorii verzi și medicina prenitelui te încurajează să-ți deschizi inima acolo unde vei găsi unde îți vei găsi încrederea pentru tine și pentru ceilalți. Gentil îți va vindeca rănile care au legătură cu încrederea. De asemenea, te conectează cu intuiția proprie și înțelepciunea și puterea proprie, permițându-ți să crezi în tine și în Universul Divin. Însemnătatea cristalului, deci, te conectează adânc cu inima de la mama natură,
vindecă spațiile interioare de la inimă, te susține în a recâștiga, în a-ți recâștiga încrederea în relații, diferite tipuri de relații, te încurajează în a crede în tine și în visurile tale, deci să nu renunți la visurile tale, îți activează înțelepciunea de la inimă și minte. Mesajele spiritelor de cristal prenite, ai atras această carte în viața ta, în conștiința ta astăzi, pentru că este timpul pentru tine să crezi la cele mai adânci niveluri. Trăim într-o așa zbuciumată lume, cu viteză, nu avem timp, în diferite perspective și iluzii, iar acest timp ne poate aduce uneori anumite provocări sau neîncrederi când este vorba despre noi sau despre tot ceea ce ne înconjoară. Deci nu găsim încrederea necesară. Spiritele prenitelui sunt aici ca să îți ofere această medicină de vindecare și să te asiste în a-ți recâștiga încrederea în tine și în cei din jurul tău și în a tot ce te înconjoară. Neîncrederea s-ar putea să te, în prima fază, s-ar putea să te înconjoare chiar acum, dar spiritele acestui cristal îți reamintesc că este pentru tine un plan divin care lucrează și trebuie să ai încredere în universul divin, că lucrează la acest plan divin pentru tine. Este timpul să ai încredere în tine, după cum spuneam, și trebuie să știi că orice decizie pe care o vei face este de bun augur și vine de la divinitate. S-ar putea de asemenea să experimentezi anumite probleme în jurul încrederii, anumite răni care nu au fost vindecate, anumite trădări s-ar putea să vină la suprafață. S-ar putea să te simți absolut cu nicio formă de încredere în tine sau în abilitățile tale pentru a lua anumite decizii sau deciziile corecte. Permite acestor spirite ale cristalului prenite să te ghideze în acel loc din adâncul sufletului tău, acolo unde se găsește vindecare, și lasă acele nedescoperite abilități pe care le ai să îți vindece durerea, să le scoată în afara inimii, permițând transformării să ia locul rănilor, a durerilor și a suferințelor. Permite-le luminii și iubirii care vin de la univers să intre în inima ta și în spațiul tău, să te înconjoare cu credință și încredere pe măsură ce aceste lucruri, uimitoare lucruri, se întâmplă pentru tine. Și așteaptă și fii încrezătoare că aceste uimitoare lucruri se vor întâmpla pentru tine. Acesta este mesajul de la Cartea de Cristal pentru ziua de astăzi.
cartea de oracol de la setul de oracol Legea Atracției a ieșit cu relaxare. Deci îți spune să te relaxezi, să vedem mesajul de pe spatele cărții. Astăzi doresc să mă relaxez și să nu umplu mintea cu griji, ceea ce creează stres. Foarte frumos. Iar pietricica este curaj. Deci ne trebuie curaj și când vine vorba despre piatra cu încredere și despre uneori ne e frică sau nu avem curajul să ne relaxăm pentru că pierdem timp sau pierdem energie sau credem că pierdem prea mult timp făcând nimic, dar sunt anumite timpuri când avem nevoie de acel moment de relax în viața noastră. Iar pentru aceasta ne trebuie curaj. Eu vă sfătuiesc să nu ignorați aceste mesaje, mai ales dacă simțiți că rezonați cu ele și simțiți că vi se aplică în anumite aspecte ale vieții pentru ziua de astăzi. Vă doresc o zi de sâmbătă minunată, multă înțelepciune, multă sănătate. Puteți să-mi scrieți mesaje, întrebări, recomandări la secțiunea comentarii pe canalul meu de YouTube. Iubiți-vă mai mult, fiți mai blânzi unii cu ceilalți și până data viitoare vă doresc numai bine!